Bună ziua, prezentăm astăzi un nou telefon dual SIM de la Samsung. Este vorba de C3322. Trebuie să observăm că este un telefon de tip bară, clasic, cu taste proeminente. Partea din față este dintr-un aliaj, care dă foarte bine din punctul meu de vedere. Pe spate un plastic rezistent la zgrieturi și la amprente, într-o oarecare măsură. Găsim în partea din dreapta butonul care face trecerea dintre SIM-uri. Trebuie să observăm că avem și noi două SIM-uri introduse, două cosmoteuri. Mai sus găsim portul micro-USB pentru cable date, respectiv încărcător rețea. Accesoriul care vine telefonului este doar acest cablu de date, doar acest încărcător rețea, pardon. Telefonul mai dispune jack de 3,5 mm pentru căști, loc pentru șnur. Pe spate găsim o cameră modestă. Aceasta este 2 megapixel și poate să facă poze la rezoluție maximă de 2600x1200 de pixel. Poate să registreze și video QCIF la 15 frame pe secundă. Observăm un difuzor pentru redare audio. Hai să intrăm și noi în meniu. Sistemul de operare este unul propriu. Personal, acest telefon pe mine mă duce cu gândul la un Nokia 6300. Însă, bineînțeles, acesta fiind varianta 2011, varianta dual SIM de la Samsung. Trebuie precizat că telefonul are o memorie internă de 45 de MB, are 89 de grame, vine cu un display de 2,2 inch TFT, ce suportă 256.000 de culori și are o rezoluție 240x320 de pixel. Meniul principal, diverse informații despre rețea, indicatorul orei, cel al bateriei, partea jos, meniu și contacte. Găsim și câteva shortcut-uri pe bara de instrumente, care pot fi foarte ușor modificate. Hai să intrăm în meniu. Jurnal de apeluri, se stochează timp de 30 de zile, apelurile primite, apelurile ratate și apelurile efectuate. Contacte, se pot adăuga 1000 cu apelare foto. Meniul de music. Vine cu un sample. Haideți să revenim la meniu. Fișierele mele, este vorba de un File Explorer, mesaje, internet. Telefonul dispune de Edge, clasa 10, vitezele până la 236,8 kbps pe secundă, calendar, camera de care vorbeam mai devreme, opțiuni modeste, Google Search, setări, manager al SIM-ului, shortcut care l-avem în acest buton, din partea din dreapta, profile, display, timpul și ora, manager backup, securitate, PC connection, setări de rețea, memorie. Putem să resetăm, să revenim la setările din fabrică, foarte util în momentul în care telefonul are diverse probleme de tip software. Samsung Apps, site-ul de unde putem downloada aplicații, Facebook, Twitter, respectiv Messenger. Toate telefoanele din 2011 vin cu suport pentru rețele sociale, chiar și cele din gama low-end, manager de task-uri, memo, Bluetooth Messenger, comunități, altele pe lângă cele de mai sus, MySpace, Flickr, Photobucket, Picasa, Friendster, ActiveSync și ultimul meniu, cel de aplicații. Telefonul vine cu suport Java, vine și cu radio FM cu RDS, avem nevoie de căști pentru a putea asculta, editor de imagini, voice recorder, Bluetooth, versiunea 2.1 cu A2DP, meniul de sincronizare, jocuri și alte aplicații, Google Talk, Live Messenger, Yahoo Messenger și câteva jocuri, variantele demo, calculator, convertor de unități. Am trecut și noi în revistă acest telefon. Este vorba de Samsung C3322. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.